atunci a pierdut toți locul în echipă. Cu cine mai jucăm? Da. Nu, am dezamăgitor. Nu, unii mai mulți, unii mai puțin. Și noi, inclusiv. Toți. Toți cei sub numele de bolet de mișoare. Cosmin, e greu și pe teren și pe van? E greu, da, e greu. E greu, eu la meciul de cupă m-am decis să joc, dar am avut o lovitură, trebuie să ies la pauză afară. Gândindu-mă în sensul că nu sunt 100% pentru a continua un meci de... Chiar dacă jucam împotriva lui Sibiu, ai nevoie de jucători 100% pregătiți din toate punctele de vedere pentru a-ți văd și voi ce s-a întâmplat. Și mi-e greu, dar încerc să fac mai bine și una și alta. Când e nevoie de mine, să încerc încet să fie cât mai puține aparițiile și poate nu de la început, poate întotdeauna, poate dacă va fi nevoie un pic de experiența mea pe sfârșit de meci, probabil atunci vor mai fi cazuri când mă voi băga în teren sau voi intra în teren sau când vom avea poate o situație în care vom avea mulți accidentați sau suspendați și este neapărat nevoie să joc. Dar în rest, încet încerc să las partea fotbalistului deoparte și să mă concentrez împreună cu Vali pe munca de antrenor. E o muncă foarte complicată și întotdeauna am zis că va depinde întotdeauna de inspirația mea și de cum simt eu. Pentru că trebuie să ai și inspirație în a alege primul 11, în funcție și de adversar. Nu întotdeauna ți iese. O să-i întreb pe Dorin din săptămâna viitoare, cum făcea el și pe teren și... Păi și lui a fost greu, că am vorbit când mai venea pe la lot și era antrenor jucător. Vorbeam și era și lui greu. Pentru că nu poți să te concentrezi la amândouă lucruri. Nu poți să le faci bine, nici una, nici alta. Sunt două meserii total diferite. Faptul că termin în cadere de jucător și o continui pe cea de antrenor, te ajută foarte mult, ca și când ai noțiunea fotbalistică, dar nu poți să faci la intensitate de 100%, pentru că, inevitabil, fiind jucător, ai preocupările tale, interne și ale tale, mă scuzați. Interne care ești preocupat să nu greșești nici de cum să vezi ce va face fundașul stâng. Rar. Iar ca antrenor trebuie să ai o viziune asupra întregului joc și asupra tuturor jucătorilor. Chiar mai mult decât atât. Eu îl înțeleg și încerc să îl ajut chiar atunci și când este în teren să le conectez de faptul că ar trebui să dea o informație sau o explicație că poate să explice unui jucător ceva ceea ce poate chiar nu este la fața lor. În același timp poate să fie și mai bine pentru că este mai aproape de jucător. Dar vedeți dumneavoastră. Se întâmplă multe. Și acum a fost aproape de jucător și poate că în unele momente a fost concentrat mai mult la ce a trebuit să facă el. Și e normal ca să fii concentrat la ce trebuie să faci. Nu poți să intri în teren să joci fotbal și să fii concentrat când îți vine mingea ție ce face Sepsi, vă dau un exemplu, fundașul. Este ilogic, ne păcălim. Exact cum a întrebat și Radu, care jucător a jucat mai slab, după a sta pe bancă. Nu, toți. Că dacă noi ne păcălim la meciul cu Sibiu, că am jucat bine, înseamnă că suntem irealiști cu ceea ce vrem mai departe. Și o analiză concretă și corectă am făcut-o imediat după meci. Cosmin, se apropie 17 noiembrie. O să fii chemat pentru un fel de meci de radio de la Națională și mai știu. Nu, cred. Nu, cred. N-am primit nicio informație în sensul ăsta și nu cred că va fi cazul. Ce adversar te-ai dorit? Cum? Ce adversar te-ai dorit? Oricare. Indiferent. Sincer, indiferent. Ce adversar. S-au calificat toate favoritele care au fost în lumea asta, nu? Ați văzut și voi că și Steaua s-a chinuit 120 minute cu penaltul fața unei echipe sportul care nu este voința Sibiu, dar dacă e să luăm după valoarea lotului, oricum Steaua mult peste sportul. Și a zis că meciurile de cupă, dacă n-ai
poate ai și un pic de noroc, cum a avut Dinamo, că a dat în primele 10 minute două goluri, n-ai meci ușor. Chiar și așa, la 3-0, Aros Slatin a dat gol, a mai avut o bară și putea să se tremure și Dinamo la meciul de cupă. Meciurile de cupă sunt foarte periculoase și întotdeauna sunt dispuse surprizele. Și putem să vorbim de orice adversar. N-am un adversar preferat. Mi-aș dori totuși să trecem și de turul următor și când se va relua Cupa României să fim deja în semifinale și să fim la un pas de a juca finale. Am zis că țin foarte mult la această competiție. Nu vedea, el a mai stat. O dată, 7 luni sau cât a stat și a revenit în forță. Vedem acum, după 9 luni, cum va reveni. Așteptăm să vedem, nu? Eu cel puțin, fiind prietenul lui, sunt nerăbdător. Mai vorbesc cu el la telefon și el e nerăbdător să înceapă să joace. Sperăm să o facă cât mai bine, cu toate că vă spun că va fi greu la început. Dar am avut norocul să nu fie accentat. Deci să fie 9 luni de suspendare fără să fie accentat, e mai greu după accentare. Eu am avut 8 luni de accentare și mi-a fost greu, un an jumate să revin la forma care am avut înainte. Deci, nu e același lucru să fie accentat să stai 8 luni, ci nu e să fii 9 luni să te pregătești cu echipa, chiar dacă lumea a zis că n-a jucat meciul, sunt sigur că au făcut jocul școală cu porțile închise în care ei s-au dat minute. Deci sunt lucruri care nu sunt, dacă ei să fie accentați și unii să fie suspendați, poți să întâlnești zi de zi. Am fost un moment de mult după ceea ce s-a întâmplat. Crezi că poate fi despre explicații pentru ce s-a întâmplat? Eu și tu și presa de aici, din România, n-am fost la fața locului. Nu știm ce s-a întâmplat. Deci adevărul știe doar Radi Mutu și acea persoană care a fost. Pentru știți că n-a fost insultat, oare a fost, cine știe, în ce moment, nu se știe niciodată. Sunt mulți care provoacă, știind că sunt persoane publice, sunt mulți care provoacă tocmai pentru a își câștiga niște bani în felul acesta. Și dacă nu știi să te controlezi și nu-ți dai seama că ești provocat, probabil că la un moment dat poți să faci gesturi din astea. Dar noi nu știm ce s-a întâmplat acolo. Și e viața lui privată și el o să plătească pentru lucrul ăsta. Dar nici noi, nici presa de aici, din România, cu toate că l-am condamnat toți, nu știm ce s-a întâmplat în momentul ăla acolo. Eu singura problemă care eu văd că, fiind jucător profesionist, probabil la ora aia nu trebuia să fie în locul unde se află. Atâta tot. În rest, e viața lui privată și nu mai vorbim de Adi Mutu pentru că trebuie să plecăm la antrenament și noi suntem în campionatul României, el în campionatul Italiei. Și cu siguranță nu va juca la Brașov. Aș mai avea o întrebare. Da. După victoria chinuită cu Sibiu, ai promis că vei fi mai dur și în antrenamente și în general. Că ai fost în astea 3 zile? Nu știu. A fost sau mai dur? A fost întotdeauna mai dur și a fost așa cum trebuie să fie un antrenor. Chiar dacă mai face glumă. El este un tip mai deschis și mai glumeț de multe. Să nu credeți că de când a fost să pun piciorul în prag, până acum n-am pus piciorul și cum s-a scris în ziare că gata, s-a rupt prietenia. Prietenia a fost și n-a fost, sau să zic așa. Deci eu sunt prieten cu ei atâta timp cât ei mă respectă pe mine așa cum îi respect eu pe ei. Când nu voi mai avea respectul lor, probabil nici eu nu voi mai avea respectul față de ei. Da, atâta timp cât, din punctul meu de vedere, se poate întâmpla, pentru că am fost fotbalist și mi s-a întâmplat și mie lucrurile astea și înțeleg, sper să nu se mai repete atâta tot. Dar relația de prietenie o am cu toți jucătorii, cu toți 23 de jucători și poate să vă confirme că vorbesc cu toată lumea și am discuții individuale cu toți, absolut și cei care merg și joacă la echipa a doua. Ok, bună seara, mulțumim, mersi mult! La revedere!